Rețeta luată de pe TikTok de la Dani Mucanu. Noi suntem oameni inteligenți, v-am zis, în viață toate se fac la ori. De la Giornada. La 1000 de abonați facem giveaway cu paste carbonara. Puneți acolo pe TikTok. Doar la Florin Siu pe YouTube. Puteți vedea rețete noi. Salutare dragilor și bine v-am găsit la un nou vlog. O să vorbim mai încet pentru că se aude ecou aici. Suntem la cămin, la cel mai șmecher cămin, căminul nostru. În bucătărie frumos, nu e nimeni, am prins perfect, am zis să facem un vlog. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru cei primii 500 de abonați. 500 de abonați foarte important. Mulțumesc frumos, o să fiu recunoscător toată viața. De aici am plecat, o să ajungem foarte sus. Astăzi avem două invitate foarte speciale pentru mine. Prima este prietena mea, Andreea. Bună! Și Ștefi! De acestui vlog, astăzi o să fiu om. Ce face? Paste carbonara. Rețeta luată de pe TikTok de la Dani Mucanu. De la mami. Deci de mama lui Ștefi, dacă vedeți acum, vă mulțumim pentru rețeta asta, sper să iasă. Am adus aici și niște ingrediente secrete ca să iasă mâncarea mai bună. Totul nostru special cu acest agătim. Nu fie să fie. Dar și aici. Ca să fie treaba. Am făcut și așa. Trebuie să vă arătăm prima oară ingredientele, să vă spun ce punem, cum se face cu ea. În prima oară aveți nevoie de oală, să știți că nu e nevoie să fie neapărat a voastră, dar e bună. O umpleți așa cu apă, ca cu apă și evisi. La ochi! La ochi! Puneți apă la ochi așa cu... Bă, dacă aveți oală mare, ne face reglămul la voastră, Marila. De 4 săptămâni ce reglămul la voastră. Wow! Ce tigaie ai, Ștefi! De unde ai luat această tigaie? De la pe. Acum, vă rog să șef, viitor inginer Florin, șef bucătar, care se ocupe de paste. Avem o plită electrică, model 2022, motor 3.0, super faină. Deci, apeși prima oară unde era, mă? Vrem și ochi, vreți, mă, fetelor? Uite, luăm pe asta. Ia mâna! Ia mâna, uite, asta. Ia scoat, bagă-o în priză. Avem ceva probleme, da? Nu-i rezolvat foarte repede. Am rezolvat! Fiți atenți! Trebuia deblocat asta. Bă, noi suntem oameni inteligenți, v-am zis, sunt ingineri, e prima oară când gătesc. Da, shortul ăsta ni l-a luat, ne face tot, o să iasă bine. Și acum apăsăm pe ăsta. Maxim, noi să fie. Și acum pui mâna aici, pur și simplu, dacă zicem și începem. Și acum zic să mai punem ăsta jos, hai să mai punem tripietul jos, ca să apune toți. Sperăm că din cea se vede mai ok. Să punem sare în apă, prieteni, că vă se prind pastele de oară. Prima oară se pune câtă sare prima oară? La ochi. Deci, ascultați-mi la mine, de mine. În viață toate se fac la ochi. Vezi un băiat la ochi. Pui sare la ochi. Tot ce pui trebuie să fie la ochi. Bun, aici e un truc ăsta cu drevă. Deci m-a învățat pe mine un truc, maică mea. Uite aici, mami, dacă mă vezi te buc. Uite ce m-a învățat să gătesc că e. Au degetul! Care-i tu? Mă, ce miroase ai usturoi. Mergem acasă, bucăm toate fetele. Cine gătește? Florin gătește. Bucătarul Florin, inginer! Așa, și acum ce trebuie? Și ăsta unde-i pune? Lasă-l acolo. Ușor să dai cu jur, băi, Andreea, ești cum? Trebuie să pui sare, dacă știți cum pun bucătăria de bărăție. Șef Florin, inginer. Acum o să vă lăsăm o melodie în fundal, ca să... Dai. E greu să fii și bucătar. Mai bun? Da, mai bun. O, ceau, Alin! Suntem aici pe fol, vină-mi pace. V-am prins! Ce aveți aici, domnul Alin? Aie, suc. E bun. Suc. Locația de fața mea. Minunat ești. Ceva senzație. Ești minunat. Ia, e clar. Ia, că vezi. Ești cele mai bune paste. Pasta. Bella giornata! Facem cea mai bună mâncare aici. Doar cu Florin Săriu și cu spetele mele, Andreea și Ștefi. Ceva ca? Îmi zic cu mâna la cameră. Da, la revedere. Bella giornata! Faceți TikTok și puneți acolo pe TikTok rețetă preluată de la Florin Săriu de pe YouTube, rețeta lui Ștefi și Andrei, da? Da. Cea mai bună rețetă de paste. Mâncăm usturoi și nu s-a stricat și peruca. Ups! Îmi cade părul, stai. Și că bate fierul din cald și de mine acum e rece. Andreea e cel mai mare editor al nostru. A dus și mâinea sau botoanea, dar era de o camera pe jos. Ce să-i facem, mă? E fel de prietena noastră. Ce să-i facem? Le pune la stoi. Treci, hai să zicem. Deci de la noi. Noi așteptăm să se facă acolo, să se fiarbă pastele. Păi că prăjește așa cât de cât, o să pune și cașcaval, ouăle. Mai tam așteptăm să se încălzească, noi n-avem ce să vedeți, le punem o melodie ceva pe fel. Și revenim imediat! Aici avem un timeless.
Am pus cașcavalul, tot la cașcavalul frumos, smântâna și sosul ce-a fost acolo. Vei că nu tot ce trebuie începe să primezi. Cum se arată bine? Ne învață știi să pune cașcavalul. Te rog frumos, domnul cameraman, domnișoara cameraman, să vedeai mai aproape. Wow, ce aici! Dacă vă place ce e, să vă abonați, să dați like. Îmi place să mănânc, te rog să ne vizitezi. Îmi place să mănânc, vă zic o schimbă cum să nu se prindă ăștia, cum să te din Timișoara. Din Italia. Din Italia. Facem paste. Știi că nu suntem, suntem mai buni. Dar uite că facem pastele bine, că nu. Dacă se uită acum bunica mea, sper că e mândră de mine. Și mami la fel, m-a învățat să gătesc. Mi-a venit un gând să mai pun niște sare. Ca un bucătar de vreo. Cu asta dai pe spate să nu zicem. Mi-a venit un gând, cred că o mai lăsăm așa un pic pe foc, nu mai amestecăm. Sare. Dacă vă plac focurile cu gătit, să ne scrieți în comentarii că mai facem. Facem și partea a doua, vă învățăm alte rețete. Și chiar dacă vă iasă rețeta și dacă vreți chiar să încercați, cui îi place rețeta, să facă duet pe TikTok. La 1000 de abonați facem giveaway cu paste carbonara. Carbonara, asta, nu? Da. Mi-a venit un gând, cred că trebuie oprite de aici. Nu mai cât să și lași, nu le lași, nu să se strică. Doar la Florin Suiu pe YouTube, puteți vedea rețete noi. Vedeți ce face acest short? Acest short te face... Și o bucătare. Bucătare. Mă plăne, mă da pe lângă. Gata, mă. Uite, bă, era un strulor, e tutare. Mă plăne, mă plăne, mă plăne. Am sărit de-o joapă. Am revenit în cameră cu pastele. O să dăm șorțul și peruca jos, că astea au fost doar de gătit. Acum o să facem un taste. Deci, prietenele mele Ștefi și cu Andreea, dacă nu-i bună, îmi pare rău. Eu zic că așa arată ok pentru niște paste făcute la cămin și de niște studenți care în timpul liber învață și nu sunt bucătare, adică în timpul liber, în timpul, tot timpul, că timp liber nu mai e la facultate, să știți și voi, mai ales în primul an. Bă, hai să vedem așa un... Elena arată bine. Nu arată rău. Mamă. Merge așa un sos, un pic mai mult sos. Da, eu zic că la gust. Bă, vă spun și ce că după 2 săptămâni de nemâncat, merg pastele astea, știi cum? Țipă! Bă, bune! Felicitări Ștefi și cu Andreea. Ați fost niște coordonatoare foarte bune, dar să știți că bucătarul a făcut totul, mâna aceasta a făcut tot. Stai că mai luăm, ne facem postă. Să nu uitați, dragilor, asta e pentru primii 500 de abonați. Dacă v-a plăcut rețeta aceasta, să faceți replay pe TikTok, nu știu ce, și să spuneți acolo rețeta lui Florin Suiu, făcută cu Ștefi și cu Andreea. Cele mai bune paste. Sneak peek din spate. V-am prins, golanilor. Ce faceți aici? Mâncați paste? Nu. Vai, dar v-am prins mâncând paste. E salată, da? Cam acesta a fost vlogul nostru. Sper că v-a plăcut. A fost ceva diferit din bucătărie cu prietenele mele Ștefi și Andreea. Să nu uitați să le dați follow pe Instagram, Andreea Ionașcu și Ștefi Stanciu, cele mai șmechere fete. Sper că vă place acest gen. Dacă vă place, să scrieți în comentarii, să dați like, share, subscribe, să-mi spuneți și de alte rețete, că noi mai facem, ne mai gândim și la alte rețete și mai revenim cu vloguri. Încercăm să diversificăm un pic, să fie și așa și așa, și de pe teren, și din astea cu mâncare. Vedem ce ne mai vin, să ne scrieți și voi, poate aveți idei de vloguri noi. Noi încercăm să evoluăm, să creștem, ca așa trebuie, facem ce ne place, suntem fericiți. Să nu uitați și voi să faceți asta, să fiți fericiți, să faceți ce vă place zilnic, orice, să trăiți viața, că asta e cel mai important, să mulțumiți lui Dumnezeu că aveți tot ce aveți și că sunteți sănătoși, cum suntem și noi. Mulțumim și pentru suma de 500 de abonați. Eu am fost Florin Suiu și m-am dus. Pa!